hotărâri definitive, irevocabile, pronunțate de Curtea de Apel Suceava, pe 3 noiembrie anul curent, lucrările la turnul așa numit Catedral Gata nu au fost oprite. Constructorul și proprietarul acestei clădiri mint opinia publică, spunând că această clădire ar fi gata, că este în circuit, că sunt chiriași. Precum poate vedea toată lumea, această clădire nu este gata, se lucrează în continuare, astăzi au pus aceste prelate ad hoc pentru a împiedica ca noi să vedem. Săptămâna trecută s-a lucrat cu intensitate, sute de muncitori, atât la interior cât și la exterior, continuă lucrările. Prin acest proces, noi cerem organelor de drept să intervină și să oprească aceste lucrări declarate ilegale de o curte de apel. Să le oprească efectiv, nu să mimeze oprirea, cum a făcut-o Inspectoratul de Stat în Construcție săptămâna trecută, când pentru două ore muncitorii au luat pauză, apoi au continuat nestingheriți lucrărilor. Cerem așadar sigilarea acestui șantier. Cerem să nu se mai mimeze legalitatea și legile statului de drept să fie efectiv respectate. Spunem opiniei publice prin glasul clopotelor, prin cântările, rugăciunile noastre, prezența noastră aici, dar și prezența noastră la curtea, la parchetul general, la Ministerul Dezvoltării și avem și acolo grupuri de creștini. Spunem că se lucrează în ciuda unei hotărâri legale și cerem ca aceste lucrări să fie oprite efectiv, să fie oprite imediat, să nu se mai mimeze legalitatea în România. Care este pericolul pe care reprezintă statul? Noi spunem, noi au spus-o specialiștii în seismologie. În cazul unui cutremur serios, catedrala se va ruina, la fel ca și toate clădirile din prejur. Pentru că, vedeți dumneavoastră, acest turn are un fundament foarte solid. Este înfipt puternic în pământ. Și în caz de cutremur, acele vibrații se vor amplifica și toate clădirile pe o anumită rază, clădirile din împrejurim, vor fi serios afectate. Ce credeți că o să obțineți prin proteste și eventual, dacă nu va fi ascultată vocea dumneavoastră, ce urmează? La momentul actual, noi cerem oprirea lucrărilor, cerem sigilarea acestui șantier ilegal, cerem ca autoritățile statului să intervină imediat, să nu mai mimeze legalitatea, să respecte hotărârile unei curți de apel. După care, sigur, vom continua demersurile noastre pentru demolarea acestei clădiri, care nu are o autorizație, nu este locul ei, este o rușine pentru București și este o amenințare pentru viața creștinilor, pentru clădirile din prejur și, în primul rând, pentru catedrala noastră. Deci, scopul nostru final este degajarea acestui teritoriu și amenajarea unei piețe, care, așa cum spunea și primarul general al capitalei, să amintească de momentele frumoase din istoria țării noastre, cum a fost și vizita Marelui Papa Ioan Paul al II-lea la București. Săptămâna trecută, domnul meu, noi am sesizat președinția, am sesizat guvernul, am sesizat primăria sectorului 1. Și ce răspunsuri ați primit? Niciun răspuns, suntem ignorați. Suntem ignorați cu totul în statul de drept. Nu? Mai mult decât atât, am tras clopotele catedralei o săptămână întreagă. De luni până sâmbătă, toată ziua. Văd că și acum atrageți clopotele. Exact. Ce semnificație are asta? No. E un avertisment și sau... Clopotele trag pentru a-i chema pe creștini la rugăciune, dar și în caz de pericol. Mesajul clopotelor este pericolul în care se află catedrala, pericolul în care se află toți oamenii din acest spațiu, din acest perimetru, de pe Berteloc, colțul luteran. Spuneam că poliția, vreme de o săptămână, poliția de sector comunitar nu și-a făcut simțită prezența. Mi se pare normal ca să răsune clopotele unei catedrale o săptămână întreagă și sectoristul, poliția comunitară, nu? Să nu ne întrebe. Anul trecut, la un protest similar, veneau din oră în oră. În ultimul moment au venit chiar de la cabinetul domnului general, inspectorul general al poliției, măcar ne-au întrebat de ce tragem clopotele. Ne-au promis că ne vor ajuta, nu ne-au ajutat, e clar, dar anul acesta acest lucru nu se mai întâmplă. Poliția nu și-a făcut simțită prezența timp de o săptămână. Săptămâna trecută am scris și o scrisoare domnului Cristian Ciocan, ca de la purtător de cuvânt la purtător de cuvânt. Sigur că nu am primit niciun răspuns, de treaba că domnul Cristian Ciocan are treburi mult mai importante de făcut, cum de altfel se poate vedea la televiziune aproape în timp. Spuneți, domnul este cu tine.
Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Protestul este făcut pentru această construcție mastodont, făcută în mod ilegal, nu a avut autorizație pentru înălțimea respectivă. Catedrala Sfântului Iosif este un monument de artă vechi și valoros și distanța este foarte mică, lucru care poate duce la o grămadă de neplăcere, așa cum s-a întâmplat cu Catedrala Armenească. Cert este că proiectul ăsta, am înțeles că era făcut mai pentru 4 nivele și a ajuns la 20 nivele. Înțeleg. Credeți că o să rezolve ceva? Credeți că o să... Deci, procesul l-a câștigat biserica, este în favoarea bisericii. Dar dumnealor nu vor să, firma respectivă nu vor să oprească lucrarea. Da, după cum se știe, clădirea, da, după un timp, nu s-a mai, nu mai este aprobată ca și asta. Au spus niște lucruri și acum s-au schimbat puțin. De asta noi am ieșit așa să protestăm, dar așteptăm să schimbi ceva din partea autorităților. Dar după cum nu se respectă, dacă omul nu face nimic, și Dumnezeu așteaptă așa mai multă credință din partea unora. Aici și credință este, zic că e puțină. Deci, dacă la un mic cutremur poate să cadă peste catedrală și trebuie dărâmat imediat. Este făcut forme ilegale, deci nu are niciun pic de drept să facă această construcție. Precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul.